Copiii de la centrul inclusiv din Târgu Jiu au participat la tăierea porcului. Micuții s-au bucurat și, în ciuda frigului de afară, șoriciul din mâine a fost savurat cu poftă. Câți porci au fost de atunci? Ce trebuie? 10 porci. Am sacrificat până acum 6, urmând ca în următoarele zile să mai sacrificăm 4 pentru beneficiarii din centrele de adulți. Câți copii s-au bucurat? Câte suflete s-au bucurat de această tradiție? În total 720 de beneficiari, însemnând 340 de copii și restul adulți. De bucuria copiilor a avut parte și președintele Consiliului Județean. Vreau să felicit conducerea Direcției Generale pentru Protecția Copilului Gorj, pentru că an de an sunt alături de ei, pentru că merită, pentru că și ei trebuie să simtă că sunt o familie, că sunt în familie, să simtă spiritul sărbătorilor și chiar zi de zi acești copii sunt ca într-o familie. Le urez să fie sănătoși. După ce au mâncat bucatele pregătite pe loc pentru ei, la cei mici a venit moșul, nu oricum, ci așteptat cu poezii și colinde. Anul acesta este pentru prima dată când cadourile au fost mai consistente, micuții bucurându-se de cele primite. Din fericire, anul acesta a fost un moș bogat. Pachetul de sărbători pe care îl oferim beneficiarilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este în valoare de 1.100.000 de lei. Conține cozonac, prăjituri, suc, bomboane de ciocolată, figurine de ciocolată, biscuiți, tot felul de bunătăți pe care un copil și le-ar dori cu siguranță. În acest an, sacrificarea porcului de Crăciun s-a făcut pe centre și nu la comun, iar de cadouri beneficiază peste 300 de copii din centrele sociale.